Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro live de peste 15 ani în box. Campion național, multe medalii, de asemenea campion mondial la amatori, AIBA, acum vreo 6 anișori, dacă nu greșesc. Participant la Olimpiada de la Rio, apoi a trecut la profesionism. Înainte de a trece de la profesionism, este singurul român care i-a bătut pe Greucenia, pe Clemente Russo și pe Anthony Joshua. Dragi prieteni, cum spuneam, face parte din promoția lui Oscar de la OEA și a venit astăzi să depunem amintiri. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, de cealaltă parte a mesei, că nu e în colț, prietenul nostru, Mihai The Rock Nistor! Mamă, ce prezentare să ne băi! Nici ăia la... Bună dimineața! Ai stop, Federic Buster! Să lase un din ala de sus! Bună dimineața și mii de mulțumiri că ai acceptat să... În primul rând, cum ești? Sănătos, odihnit. Sănătos, voinic, cum știi. Da. Ce gras și frumos. Unde ai auzit tu, mamă, unul să spună slab și sănătos? Corect. Ce faci, Mihai? Cum ești acum? Bine, acum mi-am dat un pic de, așa zis, vacanță. Vacanță activă. După care... Ce bună e asta. E vacanță activă, după aia mă reîntorc. Când pleci încolo? În câteva săptămâni o să decolez. Am înțeles. Ai ceva în plan până la sfârșitul anului? Adică e ceva bătut în cuie, se știe? Sau... Nu-i bătut în cuie, există zvonuri că o să fie ceva, dar mai așteptăm până... Am înțeles. O luăm cu începuturile tale. E adevărată povestea aia că după 2-3 meciuri la debut, domnul antrenor ți-a spus, lasă ușor mai moale că ne bagi în pușcărie? Da. Da? Nu. Finalul, da, așa este, dar... Așa este? Am avut prima mea competiție din carieră. Am boxat la campionatul național de cadeți. Cât aveai, iartă-mă, atunci? 16 ani. Și cât adunase ca experiență? 3 luni de zile. Dar nu mă așteptam să zici 6 ani, știi? De unde? Deci ai început la 16 ani? Da. Păi n-ai început târziu? Vorbesc serios. Mulți mi-au zis că au început târziu. Păi ești bătrân, mă, mâncat să jumătate. Bunicule! Ce i-am zis că știu. Maestru meu nu mi-a zis niciodată nimic treaba asta, apropo de treaba de vârstă. Niciodată nu-mi zis nimic. După 3 luni de zile, tata, ar fi bine să încercăm să mergem la un campionat, să ai și tu meciuri oficiale. Meciuri oficiale, am zis că, ok. Am mers, primul meci din carieră, l-am boxat cu un băie de la Satul Mare, am presia. Acum 16 ani, cam greu să... Ai îmbătrânit. Și am câștigat la puncte. Și al doilea meci, deja mi-am intrat în... Cum zic eu? Am intrat în lumea... Asta este lumea boxului. La al doilea meci, deja. Al doilea meci, da. A doua zi. Și a doua zi... Foc. S-a stins lumina. Și maestru era foarte, foarte speriat că ăla nu s-a ridicat de jos. L-a tras pe sub corzi și l-a luat pe cutarga. Nu-i de râs. A făcut 7-8 luni de culturism înainte și cât de acolo mi se trage. Și a țipat mai ușor, mă, că eu mor. Și antrenorul a spus, a început să-mi zică, ce ai făcut, mă bagi în pușcărie? Ce ai făcut, l-ai omorât pe la mă bagi în pușcărie? Eu eram în colțul alb și eram... La al doilea meci. Apropo, eram ca și câine la injecție. Știi, a început să tremur tot, că zicea că am omorât pe ăla. Mă, deci ai avut un... După aia nu puteam să... Deci, de la colțul alb la colțul roșu, nu mai ajungeam. Deci chiar aveau 2 km. Chiar n-ai mai putut, nu? Că asta nu-i de râs. Și faci, tată, vină încoace. Să oprim meci, bine, tată, vină încoace. Nu mai ajungeam, nu știu, zici că mergeam prin deșert. Nu mai ajungeam la el. Am ajuns la el. Și m-a luat asta și m-a pupat. Bravo, tată, bravo. Păi ce face, că mă omor de inimă? Nici eu nu mai știu ce să mai cred. Păi odată țip că... Dar vezi, amintirii e frumoase. Da. Amintiri frumoase. Dar cum ai ajuns tu la box? Mai ții minte? Da. Din cauza lui Doroftei. Te uitai la meciuri? Da. I-am văzut toate meciurile la profesioniști. Te trezeai și... Mă trezeam cu taică în fiecare dimineață. Nu pot să cred. Ba da. Deci moșule, îl ai pe conștiință. Știe. Știe? Știe, da. Deci erai, nu făcusești box deloc? Nu. Culturism? Nici culturism. Eram în clasa, mai știu, a 7-a, 8-a, la zi, în generală. Bun. Dar sport făcusești până atunci? Nu. Nimic? Nimic. În fotbal? Eu eram crescut la țară. Deci aveai... Era, da, de la coastă, de la furtă, da, de la lopată. Aveai forță, nu ca noi ăștia schilambii. Vorbesc serios, adică erai crescut sănătos, cum se zice. Da, da. Bun. După aia m-am dus la liceu, în Iași. Și am încercat să găsesc și în zona în care stăteam eu, am găsit doar o sală de culturism. Bună! Bună! Bun. Tata tot timpul m-a îndemnat să fac sport, să fac mișcare. Cum spun, dacă stai, mai ales stai și în oraș și nu faci mișcare, da, te plafonezi cu mâncărică, proporțiile se extind și... Corect. Bun. Dar și-ai început să te uiți la Doroftei de ce? Adică nu aveai pur și simplu așa, nu? Nu știu să zic de ce. Foarte tare. Și te trezeai? Mă trezeam cu taică-mi fiecare dimineață când avea el meci, se anunța și mă trezeam și mă uitam la meciul lui.
senzațional asta. Și așa ai ajuns? Așa cred că m-am molipsit de acest microb. Da, ai luat microb. Da. Și zici că i-ai spus după aia lui, moșule... M-am întâlnit cu el, da. Am întâlnit o gală de cheia, m-am întâlnit cu el, ce am zis. Moșule, știi cum am ajuns eu aici? Din cauza batalii. Bănuiesc că el se simt, na, te simt, nu că bine, dar te simți un pic așa. Uite, ne povestea Alina Dumitru, judoca noastră. A zis, domnule, fată, judoca, am câștigat medalia olimpică și m-am întors acasă. Și am ieșit, zice, pe aeroport și m-am speriat. Fetițe multe cu pancarte, cu... Vrem să fim ca Alina, vrem. Judoca, deci judoca. Nu judocan, ca să zici că noi mai aveai în spate ceva. Da. Noi cu judoca feminin... Mai subțire. Și a zis, știi cum a zis, am început să plâng atunci. N-am plâns la, uite așa i s-a făcut pielea ca de găină și a zis, n-am plâns la titlul olimpic, cât am plâns când am ieșit, copiii a venit să răsună, nu erau cum plătiți să vină acolo. Da, au zis, venit... vrem să o vedem pe Alina noastră, hai să vedem cu tare și a început din momentul ăla să practice și ele, vrem și noi. Și bănuiesc când te duci și spui cuiva, mă, eu m-am apucat... Din cauza ta, știi, că datorită, exact. Rigoare. Cred că... Bun, și ai început, deci, cu omorul ăsta. Primul? Ți-a plăcut? Adică tu nu știai multe despre. Sau nu știai era nimic? O senzație foarte nouă pentru mine și nu știam cum să o asimilez. Deci, oricum, eram în euforie, eram în aer. Nu îți dădeai seama de ce se întâmplă. Nu știam ce s-a întâmplat. Atunci când a fost al doilea meci cu knockout, deci am fost... Deci, multe zile n-am conștientizat treaba aia. Ce tare asta. Deci, deși ai succes, nu știi ce să faci cu el, cum ar veni. Da. Bine, te antrenai probabil dur, crunt. Da. Era greu? Mai ți-aduce aminte? Acum e ușor să vorbim. Era greu pentru că erau condițiile foarte... Erau condițiile foarte slabe. Foarte slabe și sala era o sală foarte veche. Nu aveam condiții foarte bune de antrenament. Dar continuam să ne pregătim ce avem să facem. Corect. Oricum, există o lege că la box nu vin oameni înstăriți. Vin copii săraci. Dar copilăria ta cum a fost? A fost frumoasă? Aia... A fost frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult. O copilărie crescută la țară. Cu multă muncă. Da. Da, nu trebuia să întreb, da. Schimbă întrebarea. La cât te trezeai? Mai ții minte? Au fost zile când mă trezeam și la 3 dimineața. Dar asta te ajută în viață, așa se spune, că, domne, crești sănătos, crești... Pe mine m-a călit. Tot ce am trăit până acum a fost o călire pentru mine. Dar acum chiar așa mai este? Vin doar copiii, cum ai spus tu, mai amărâți? Acum, mai azi. Amărâți, da. La fel? Acum sunt oameni înstăriți, care, bărbați care își duc, din orgoliu își duc copiii la sport, dar fac pentru ei, nu mare performanță. Bun. Tu când ai apucat de box și ai început să înțelegi cât de cât, ți-ai dat seama că ăsta o să fie viitor? Adică, domnule, eu aici vreau să fiu? Era greu, erau antrenamente grele, condiții... Condiții așa. Nu pot să zic. Nu știu. Deci eu am fost condus de instinct. M-am lăsat condus de instinct. Nici de cum... Mă gândeam... Mă crezi că nu aveam puterea să mă gândesc că eu vreau să devin campion mondial. Ce se întâmplă poi mâine? După următorul meci. Că o să devin campion mondial. Nu. Nu puteam să mă gândesc. Dar după ce ai devenit campion mondial, ai realizat treaba asta? Că mulți spun nu-mi dau seama. De-abia după ani de zile sau după ce se retrag sau... Duc Adam la Sevilla, dai seama, ei câștigă. Uite acum Donnarumma a câștigat titlul european, portarul, da? Da. Și a zis, băi, dar tu de ce nu te-ai bucurat? Și a zis, tăinina știu că s-au terminat penaltiurile. El era campion european. El n-a numărat, a intrat în transa aia să apere, până i-au sunat, bă, suntem campioni europeni. Dar tu de ce nu te bucuri? Ești campion european. Da. Da? Și nu, tu ți-ai dat seama, adică în momentul în care ai devenit campion... Mi-am dat seama că am început să mă întâlnesc cu prietenii mei. Să-mi spună, bravo, mă, felicitări. Și uite, e cam frică aici la voi. Și uite, bravo, mă, felicitări. Și eram așa, cum a venit... Bă, ce vrea să zică? S-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva. Și încep să zică, da, mă, că tu ești campion mondial, felicitări, bravo, mamă, ce mi-ești frumos, ce... Ce se întâmplă... Și inconștient, încep să asimilezi informația și... Bă, prea mulți îmi spun. Nu? Că, Mihai, ce se întâmplă? Noi vedem la televizor pe rețele de socializare și așa mai departe. Și ne bucurăm. Bă, e român de-al nostru, e român, că gimnastică, not, că notat și așa mai departe. Dar noi nu suntem în pielea voastră. Și atunci tu, după ce să termină adrenalina, după ce îți revii, după ce te dor toate, după ce să răcești organismul,